Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș a anunțat astăzi că au fost confirmate două cazuri pozitive la angajații Agenției Vital din orașul Șomcuta Mare. Cele două persoane sunt asimptomatice. CJSU informează că Direcția de Sănătate Publică Maramureș efectuează ancheta epidemiologică. Contactii direcții au fost carantinați la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile și s-a făcut testarea celorlalți angajați, iar rezultatele probelor de laborator sunt negative. S-a procedat la dezinfecția sediului agenției și au fost dispuse măsuri specifice pentru protecția personalului angajat. Agenția din Șomcuta Mare și-a suspendat activitatea până în 31 august dar sunt asigurate serviciile de furnizare apei potabile și de canalizare. De asemenea, a fost desemnat personal de intervenție pentru remedierea eventualelor deficiențe apărute în rețea.